Thank you for tuning in to Faith Connect. Gracias por sintonizarnos de, sintonizar de fe. Bine ați venit la emisiunea Conexiunea Credinței, emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu. Bun venit. Sunt pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel Timișoara. Astăzi vom vorbi despre unitate. Unitatea este opusul, este reversul la ceea ce s-a întâmplat în lumea noastră, în momentul în care primii doi oameni au ales să nu asculte de Dumnezeu. În momentul în care Adam și Eva au ales și apoi noi, ca rasă umană, și apoi fiecare dintre noi, în parte, ca individ, am decis să nu ascultăm de Dumnezeu. Lucrul care s-a produs în relațiile dintre noi și în relația noastră pe verticală cu Creatorul nostru, este moartea, este dezbinarea, este separarea. Adam și Eva și-au făcut șorțuri, s-au ascuns unul de altul, amândoi s-au ascuns de Dumnezeu, au simțit nevoia de a sta separat. De atunci încoace oamenii ridică ziduri, ridică garduri, unii între unii și ceilalți. Oamenii vor să fie separați unii de alții și unitatea este din ce în ce mai greu de realizat. Pentru unitate ai nevoie de ceva comun, ai nevoie de ceva care să te lege la o altă. Și lucrul acesta este din ce în ce mai greu de găsit. Dezbinarea este ușor de produs. Divide et imperat este un cunoscut slogan antic folosit pentru a descrie strategia oricărei puteri care dorește să dezbine o altă putere. Domnul Isus spune că o împărăție dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Într-un loc unde relațiile dintre oameni sunt frânte, unde oamenii nu pot să se unească pentru un scop comun, nu se realizează lucruri mari. De aceea, în Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să proiecteze, să imprime o imagine a ceea ce El însuși vrea să facă în creație. Vreau să citim împreună câteva versete din Sfânta Scriptură, din Noul Testament. Sunt cuvintele spuse de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, Pornind cu versetul 7. În el, adică în Domnul Isus Hristos, avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l a îl alcătui în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși. Într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Este planul lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze iarăși în Univers. Întorcând efectele păcatului, refăcând ceea ce a vrut să fie de la început una, să fie în unitate, Dumnezeu a declanșat planul răscumpărător pentru creația Lui prin jertfa Domnului Isus Hristos de pe Golgota. În Domnul Isus spune Apostolul Pavel, harul lui, răscumpărarea se manifestă pentru ca într-o zi rezultatul final să fie reunirea într-unul, în Hristos. El este cel care ne unește pe toți, el este cel în jurul căruia biserica se țese, el este piatra din capul unghiului, el este capul bisericii, el este cel în jurul căruia Dumnezeu își adună poporul și vrea să arate unitatea de care vor avea parte într-o zi toți cei ce cred în El. Și cu toate astea, unitatea aceasta este atât de greu de realizat pe Pământ. Unitatea aceasta poate fi frumos de proclamat, poate fi ușor de prezentat, dar este greu de realizat. Este dificil de realizat între oameni care rămân trăitori în carne, rămân viețuitori pe pământ, supuși acelorași greșeli, supuși acelorași ispite și greutăți, ca și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea doresc să vă invit să citim o scriere din Vechiul Testament. Este o cântare, este o poezie, este un psalm. David, omul care a înțeles inima lui Dumnezeu și a proiectat parte din inima lui Dumnezeu în cântări, în poezii, în psalmi, ne spune, ne vorbește de, despre unitate în psalmul 133 și spune în felul următor. O cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața. Pentru veșnicie. David scrie o cântare special cântată într-un anumit moment. Existau în viața poporului Israel, în ciclul anual al vieții poporului Israel, mai multe situații în care evrei se adunau din toate locurile și veneau la Ierusalim. Veneau la Ierusalim cu prilejul marilor sărbători. Era momentul în care poporul se aduna. La o la altă. În restul anului, fiecare își vedea de treaba lui. În restul anului, fiecare își vedea de turmele lui, de agricultura lui, de relațiile lui, de localitatea lui, de seminția lui, de tribul din care făcea parte. Fiecare își vedea de viața lui. Cam cum facem și noi. Fiecare este ocupat. Fiecare este ocupat cu jobul lui, cu familia lui, cu problemele lui. Ne uităm în marile orașe. Și vedem cum oamenii sunt împreună, dar sunt singuri. Ne uităm în marile aglomerări urbane și vedem cum fiecare aleargă în altă parte, în altă direcție, cu viteză cât mai mare, pentru a putea ajunge la timp să-și rezolve tremurile. Și apoi, la finalul zilei, fiecare se duce în casa lui, își închide ușa și ne izolăm unii de ceilalți. Unul din marile paradoxuri ale societății contemporane este că, deși avem atât de multe mijloace, care promit să ne lege unii de alții. Suntem din ce în ce mai separați unii de alții. Petrecem ore în șir pe zi privind la un ecran care stă în mâna noastră, comunicând cu oameni care sunt în altă parte a lumii, dar cu care poate nu ne-am întâlnit niciodată. Și sentimentul unității se disipă, se stinge din ce în ce mai mult. De aceea, Dumnezeu ne îndeamnă să luptăm pentru unitate. Și aș vrea să vă încurajez din toată inima. Să vă gândiți cum putem cultiva unitatea aceasta în familiile noastre, în bisericile din care facem parte și, în ultima instanță, în jurul nostru, în societate, în ansamblu. Ce ne poate motiva să luptăm, să trăim, să cultivăm în viața noastră unitatea ca o valoare? În Psalmul 133, David ne ajută să aruncăm o privire către pelerinii evrei care se îndreptau spre Ierusalim. Către pelerinii evrei care veneau din toate colțurile țării, fiecare cu caravana lui, fiecare în viteza lui, fiecare cu animalele lui, cu familia lui, fiecare din direcția lui și cu toții se îndreptau spre același punct comun, spre Ierusalim. Spre cetatea unde Dumnezeu alesese să-și pună numele, spre cetatea unde, deși deocamdată nu era construit Templul, era locul unde oamenii veneau împreună. Mai târziu, ei aleg psalmul acesta și îl cântă la pelerinaje. Se numește o cântare de pelerinaj sau o cântare a treptelor. Ulterior, în timp ce urcau treptele templului, cântarea era cântată în diverse situații, împreună cu alte cântări, făcând parte dintr-o secțiune specială de cântece de pelerinaj. David se uită la poporul lui Dumnezeu și ne învață că unitatea este importantă, pentru că în unitate ne găsim bucuria, fericirea și împlinirea. În versetul întâi spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Auzim în ultima vreme tot mai mult faptul că trebuie să ne ferim de excesul de zahăr, de prea mult dulce. Prea mult dulce nu face bine organismului uman. Dar căruia dintre noi nu-i place ciocolata, nu-i place gustul dulce. Gustul dulce are un efect atât de plăcut, atât de benefic în viața noastră, creează o stare de bine, creează o stare de energie. De aceea David spune ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Când te uiți la istoria poporului Israel, realizezi că unitatea aceasta n-a fost ușor de obținut nici în relațiile dintre ei. Citiți, vă rog frumos, Vechiul Testament și veți vedea situații în care semințiile au fost aproape să dispară. Triburile s-au luptat între ele. Ulterior se vor asocia cu străinii pentru a lupta unii cu ceilalți. Dezbinarea este atât de ușor de obținut. Diavolul vrea să ne dezbine. Diavolul vrea să ne facă să fim învrăjbiți unii împotriva altora pentru lucruri de nimic. Pentru lucruri mărunte. De câte ori nu apar în familii certuri pentru lucruri mărunte. N-ai dus gunoiul. Mâncarea nu e caldă n-ai luat notă suficient de mare, n-ai adus suficienți bani și de acolo apar conflictele, certurile. Într-o astfel de situație prosperă doar împărăția Întunericului. Într-o situație în care conflictul dintre oameni este starea de normalitate, prosperă amărăciunea și apare apăsarea în sufletele noastre. De aceea, de exemplu, Scriptura ne spune să nu ții mânia pe fratele tău prea multă vreme să nu apună soarele peste mânia voastră. Să nu apună soarele peste mânia ta. De ce? De ce să nu țin în inima mea mânie? Pentru că mânia este precum rugina care mănâncă atunci când, când este expus un obiect care poate rugini umezelii. Nu ruginește din prima, nu ruginește imediat, nu vezi efectele pe loc, dar în timp, oricât ai fi de tare, îl mănâncă. Așa este și mânia ținută în inima noastră. Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum o pot mânia fără să păcătuiesc? Nu rămâne robul mâniei care te depărtează de cel de lângă tine. Cum este să te duci mânios la culcare? Să nu dormi bine, să ai coșmarul, să te învârți de pe parte pe alta și a doua zi să te scoli obosit și mai mânios și mai înverșunat și mai hotărât că vei cultiva o asemenea mânie în inima ta față de cei de lângă tine. Cât de plăcut este să locuiești într-o familie în care este unitate, în care armonia între mama și tata este văzută de copii. Și copiii vin acasă cu pace în inimă. Copiii vin acasă liniștiți, netemându-se că acasă vor găsi un război sau măcar un război rece între mama și tata. Cât de bine! Este să vii acasă și să știi că, deși n-ai avut cea mai bună zi la serviciu, n-ai avut cea mai bună zi la școală, n-ai avut cea mai bună zi oriunde ai fost în ziua respectivă, nu ți-au reușit toate planurile. Te duci într-un loc unde ești primit în armonie. Te duci într-un loc unde venirea ta este celebrată și se bucură cei lângă care ai venit să te vadă. Cât de plăcută este o biserică unde oamenii se adună, cum se aduna Israelul pe vremuri, în jurul prezenței lui Hristos. Și da, chiar dacă nu există confortul pe care l-am dori, după standardele vremurilor noastre, da, chiar dacă uneori iarna nu este suficient de cald, iar vara nu e suficient de răcoare, da, chiar dacă poate în ziua respectivă, în duminica respectivă, nu toți cei ce slujesc s-au ridicat la înălțimea așteptărilor tale, prezența lui Dumnezeu acolo te face să simți că ești una cu frații tăi. Te face să simți unitatea, să celebrezi, să lucrezi la unitate. Unitatea înseamnă să faci loc celor de lângă tine pentru ca și ei să se simtă bine. Și pentru ca și pentru ei să fie plăcut. Pentru ca și ei să poată să celebreze împreună cu tine. Pentru a lucra în unitate, pentru a lucra la unitatea bisericii, a familiei și a celor din jurul tău, trebuie să te limitezi pe tine. Și trebuie să fii gata să te smerești. Și să lași ca și cei din jurul tău să aibă un loc de celebrare și de bucurie. Unitatea este locul unde cei ce vin împreună să se închină lui Dumnezeu. Unitatea este contextul în care cei ce vor să laude pe Dumnezeu o fac cu bucurie și o fac cu plăcere. Este plăcut și dulce să locuiască frații împreună în unitate. Dar nu e suficient. Nu e suficient pentru a cultiva unitatea, pentru a fi un promotor și un lucrător al unității, nu este suficient doar să te gândești la ceilalți, dacă suntem sinceri. A rare ori ne gândim la binele celorlalți și la plăcerea lor și de aceea cultivăm unitatea. De aceea David în continuare ne mai dă un motiv, cel puțin la fel de important, aș spune chiar mai important decât acesta. Uitați-vă, vă, vă rog frumos, la versetul 2. Este ca un de lemnul de preț, care turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Spune Scriptura că atunci când Dumnezeu a vrut să ungă în slujbă, să-i ungă pe Aron și preoții și tot templul, a poruncit ca poporul să facă un undelemn scump, sute de litri de unde lemn, din amestecuri din cele mai scumpe mirodenii. Pentru că doar gustul dulce creează o stare de bine omului, ci și mirosurile contribuie la starea aceasta. S-a constatat că atunci când ești într un context în care mirosurile îți sunt plăcute, sau îți evocă anumite amintiri, starea sufletească de bine se instalează. Iar atunci când mirosurile în mijlocul cărora stai nu sunt cele mai plăcute, dintr-o dată nu te mai simți bine, nu te mai simți confortabil. Dar în contextul acesta este vorba despre altceva. Este vorba despre închinare. Este vorba despre pregătirea pentru slujirea lui Dumnezeu la templu, în speță, în vremea respectivă, la cortul întâlnirii. Aron, fiii lui preoții, toate uneltele -ă, cortului întâlnirii, toate elementele care contribuiau la închinarea înaintea lui Dumnezeu, trebuiau unse cu un delemnul acesta. Și David se uită la unitatea copiilor lui Dumnezeu și spune unitatea aceasta nu este doar pentru plăcerea și împlinirea voastră, ci pentru gloria lui Dumnezeu și pentru crearea unui context în care se producă o închinare. Primită de Dumnezeu și autentică. Avem în Vechiul Testament exemple de oameni care au încercat să slujească lui Dumnezeu altfel decât a cerut Domnul. Oameni care s-au gândit că ar fi bine să vină cu un anumit tip de foc, să vină cu anumite tipuri de jertfe, să facă anumite gesturi în închinare pe care Dumnezeu nu le-a prescris, nu le-a cerut și nu le-a primit. De obicei. Consecințele au fost dramatice, nu doar că închinarea lor n-a fost primită de Domnul, ei înșiși au avut de suferit foarte mult, și foarte grav. Adesea credem că putem să ne închinăm și să-l glorificăm pe Dumnezeu chiar dacă stăm lângă un om, lângă un frate, lângă un credincios cu care nu ne înțelegem. Putem să venim și să intrăm în biserică, toată viața eu pe ușă și tu pe ușă și amândoi să ne închinăm lui Dumnezeu. Pe păi Domnul Isus Hristos spune dacă vrei să-ți aduci un dar la altar, o jertfă înaintea lui Dumnezeu și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, dacă este o problemă între tine și fratele tău, lasă-ți darul la altar, lasă-ți jertfa la altar, oprește-te. Dacă vrei ca închinarea ta să fie primită înaintea lui Dumnezeu, oprește-te. Du-te în pacăte cu fratele tău, după care aduți jertfa pentru ca Dumnezeu să o primească. Poate că nu ne gândim suficient de mult la Legătura aceasta intrinsecă, fundamentală, între o închinare plăcută lui Dumnezeu și primită de Dumnezeu și relațiile dintre noi. Dar Biblia este foarte clară în sensul acesta. Biblia ne spune foarte clar că atunci când venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, nu o putem face într-un mod plăcut lui. Dacă relațiile noastre cu cei din jur sunt frânte, dacă relațiile noastre cu cei din jur sunt dezbinate, nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu, nici noi, nici ei. Într-un mod care să fie plăcut lui Dumnezeu Unitatea este un ingredient esențial Al închinării noastre înaintea lui Dumnezeu Spune David, este o asemăn cu acel un de lemn de preț Care nu era turnat cu picătura Nu era turnat simbolic Ci era turnat în valuri Zice el, se scurge pe capul lui, pe barba lui Aron Pe veșminte, îl inundă Unitatea nu trebuie să fie doar ceva despre care, la care facem referire doar din când în când, ci ceva pentru care lucrăm, ceva pentru care Domnul Iisus Hristos murind, noi îl cultivăm în relațiile dintre noi. Biserica este o imagine pe Pământ a ce Dumnezeu are de gând să facă și va face într-o zi în toată creația. Biserica este o imagine pe pământ. A lucrării pe care Dumnezeu într-o zi o va desfășura în Univers. Și ne spune Dumnezeu când oamenii se vor uita la voi. Este ca roa care coboară pe muntele Hermon, care coboară pe munții Ierusalimului. Este ca o lucrare vizibilă pentru toți oamenii. Domnul Isus se roagă Tatălui pentru ucenicii lui. Și spune: Tată, mă rog ca ei să fie una, după cum tu și cu mine. Suntem una, după cum noi suntem una în relația dintre noi. Mă rog ca și ei să fie una. Pentru ca oamenii să înțeleagă că Tu m-ai trimis cu adevărat, ca oamenii să creadă în mine, ca oamenii să înțeleagă că ei sunt ucenicii mei. Mă rog ca ei să se iubească unii pe alții și să fie una. Atât de clar, știu, Domnul Isus, că diavolul va încerca să dezbine lucrarea lui. Ne uităm astăzi la Biserica din lumea întreagă și o vedem fărămițată. O vedem fărămițată în bucățele și bucățele și bucățele. Și stăm să ne întrebăm cât de multă plăcere îi face lui Dumnezeu lucrul acesta. Și nu mă gândesc atât de mult la fărămițarea organizatorică, ci mă gândesc la fărămițarea relațiilor. Că nu putem avea părtășie unii cu alții pentru că aparținem de denominații diferite, de ramuri diferite ale bisericii. Cât de plăcut și de bine este să poți să ai libertatea conștiinței, a convingerilor tale și totuși să simți că ai unitate cu frații tăi. Împărăția întunericului dezbină și vrea să distrugă, împărăția lui Dumnezeu unește, pentru că acolo, în unitatea aceasta, spune David, să mai întâmplă un lucru extraordinar. Tot în versetul acesta, David spune: Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Acolo în contextul unității dă Dumnezeu binecuvântare. De câte ori oare nu ne-am rugat lui Dumnezeu pentru binecuvântare? De câte ori oare nu ne-am rugat lui Dumnezeu să ne binecuvânteze familia? Doamne, binecuvântează familia mea. Și Dumnezeu ne întoarce cu gândul și ne spune când te-ai căsătorit cu soțul tău, cu soția ta. Ați spus, vreau să fiu înaintea lui Dumnezeu, eu cu ea și ea cu mine. Un singur trup. Cum sunteți astăzi? Cum este relația voastră unul cu celălalt? Păi, Doamne, știi, nu ne mai înțelegem așa ca la început. Nu ne mai înțelegem unul cu altul, eu nu prea mai am loc pentru ea, în inima mea, în viața mea, în planurile mele, ea pentru mine la fel, dar am vrea să ne binecuvântezi. Și apoi ne mirăm, de ce nu este binecuvântarea Domnului? Ne uităm la societatea în care trăim, în care fiecare trage unul hăis și altul cea, cum spuneau bătrânii la țară. Și am vrea să vedem binecuvântarea țării. Și Dumnezeu spune, dacă fiecare conduce în direcția în care vrea el și nu este nicio unitate între cei ce conduc, ci este dezbinare condusă doar de interese personale și partinice, cum doriți binecuvântarea? Cum vreți binecuvântarea? Cum puteți așteptați binecuvântarea bisericii când nu există unitatea între credincioși în jurul prezenței lui Hristos ca să vină oamenii să celebreze prezența lui Hristos. Și apoi zice acolo de Dumnezeu viața veșnică. În unitatea aceasta a credincioșilor, oamenii îl regăsesc, îl găsesc pe Dumnezeu. Cred că atunci când cineva îl caută pe Dumnezeu, primul lui gând este, aș vrea să merg la biserică. Nu contează la care biserică. Aș vrea să merg la biserică. Și e suficient să vină de câteva ori să vadă dacă este sau nu unitate între noi. Să vadă dacă între mine și cei ce cred împreună cu mine și cei ce se închină împreună cu mine este armonie, este unitate. Ca să înțeleagă dacă acolo este sau nu prezența lui Dumnezeu. Am vrea să vedem mulți oameni torcându-se la Domnul, mulți oameni mântuiți de păcatele lor și primind salvarea de la Dumnezeu. Dar nu este atât de greu câteodată. Să cultivăm unitatea în mijlocul Bisericii, în mijlocul trupului lui Hristos. De aceea, ar trebui să ne gândim cu mare seriozitate și la acest aspect misionar, la acest aspect misionar al Unității. Domnul Isus Hristos ne cheamă să fim uniți, să trăim în Unitate, tocmai pentru că vrea să poată să arate celor ce vor să-l caute pe El cam cum va arăta, cam cum ar arăta împărăția lui Dumnezeu în forma ei de săvârșită, chiar dacă astăzi nu este perfectă. E ușor să obții unitatea între oameni și lucruri care sunt identice. E ușor să pui doar mere într-un coș, doar pere într-un coș, e ușor să pui doar cuburi într-un coș. Ce face momentul însă în care observ diferențele acestea Dintre oameni. Cum procedezi atunci când constați cât de mari sunt diferențele între noi și cât de mult trebuie să lucrăm la realizarea unității acesteia? Evrei, ca să vină la Ierusalim, opreau toate celelalte activități. Evrei, ca să poată veni să, să celebreze împreună prezența lui Dumnezeu, se opreau din toate celelalte activități, își plănuiau, își programau aceste pelerinaje. Se asociau cu oameni pe care nu-i cunoșteau câteodată și făceau caravane mari, largi, aveau grijă unii de alții, aveau grijă de unii de copii altora. Sărbătoreau împreună, mâncau împreună, locuiau împreună o vreme în corturile acestea. Se împrieteneau unii cu alții, își făceau prieteni. Unitatea nu se întâmplă de la sine, mai ales în contextul unor oameni atât de ocupați cum suntem astăzi. Unitatea în biserică, în familie, în societate, nu este un lucru care se întâmplă automat. E ceva pentru care trebuie să luptăm. Să luptăm cu noi înșine, să luptăm cu programul nostru, să luptăm cu prioritățile noastre, să luptăm cu planurile noastre. Unitatea aceasta este una pentru care însă merită să luptăm. Este una pentru care merită să lucrăm, fiindcă Dumnezeul nostru a decis ca acolo. Să facă bucuria, împlinirea sufletului nostru. Atunci când avem unitate, ne odihnim. Atunci când avem unitate, sărbătorim. Atunci când în jurul nostru este unitate și noi am contribuit la unitatea aceasta, suntem împliniți și suntem bucuroși. Atunci când avem unitate, putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu în închinare. Atunci când am rezolvat problemele dintre noi, atunci când am pus la o parte diferendele atunci când conflictele s-au stins prin iertare, atunci când, prin smerenie, privindul l pe aproapele nostru, mai presus decât noi înșine, I-am făcut loc lângă noi, nu doar fizic, prin scaun alături, ci în tot ceea ce înseamnă viața noastră. Putem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu într-un mod care să-I fie plăcut. Și acolo, atunci când trăim, lucrăm, ne închinăm, sărbătorim în unitate, putem aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu. Putem să ne așteptăm ca Dumnezeu să-și reverse cum se revărsa roa pe munții Hermonului, să dea prosperitate, să dea viitor, să dea binecuvântare și mai mult poate decât orice, să dea mântuire. Dacă vrem să vedem oameni salvați, oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de El, să-L celebreze pe Dumnezeul nostru, să ne așteptăm ca oamenii aceștia să se uită la noi. Să ne așteptăm ca ei să privească la relațiile dintre noi, să privească la eforturile noastre de a cultiva această unitate divină, sfântă, dumnezeiască. Cuvântul unitate e ușor de pronunțat, nu are multe silabe. Cuvântul unitate de multe ori este pe buzele noastre ale tuturor, dar realitatea aceasta, mai ales în dimensiunea ei spirituală, nu este una ușor de realizat. De aceea trebuie să înceapă cu o cercetare personală dinăuntrul nostru, din inima noastră. Trebuie să înceapă cu unitatea dintre noi și Dumnezeu prin credință, prin smerenie și prin pocăință. Și apoi fiecare dintre noi trebuie să devenim un izvor de unitate și un promotor de unitate, atunci când înțelegem că o facem pentru împlinirea noastră, o facem pentru gloria lui Dumnezeu. Și o facem pentru mântuirea celor din jurul nostru. Ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, de neputere, de nevoință și de ne motivație să trăim în unitate pentru gloria Domnului Isus Hristos și pentru bucuria celor din jurul nostru. Amin. Vă mulțumim că ați urmărit emisiunea Conexiunea Credinței. Emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu.